Prieteni, vă salut pe toți, la toți bună ziua! Deci am hotărât astăzi să fac acest live, deoarece am promis zilele trecute că o să ies și o să vă spun poziția mea personală. Știu că mulți mă urmăresc și de aceea am ieșit și ies să vă spun ce de făcut pentru în ziua de alegeri la data de 20 octombrie. Deci, în primul live o să o fac legat de alegerile prezidențiale și al doilea o să fie legat de referendum, ce trebuie făcut și cum trebuie de făcut. Deci, live-ul, tema lui generală este pe cine să votăm sau pe cine trebuie de votat și pe cine să nu votăm. Deci, vă rog frumos să puneți un live, un like la acest video, să-l distribuiți și abonați-vă la canal, deoarece vă știți că primul canal mi-a fost distrus, mi-a fost eliminat, mi-a fost suspendat și așa mai departe. Au fost blocat, lichidat la comanda, deci, guvernării PAS. Acum, deci, la data de 20 octombrie, după câte cunoaștem cu toții, o să avem alegeri prezidențiale și referendumul. Despre referendum o să vorbesc aparte. Acum, ceea ce ține de alegeri. Avem 4 opțiuni. Deci, mergem la votare sau stăm acasă și abandonăm. A doilea variant. A treilea opțiune este votăm, mergem la votare și punem da sau nu, deci pro sau contra votați președintele. Sau, a 4-a opțiune, puteți face invalabil votul. Deci cum? Îl stricați, puneți mai multe pe ce, desenați ceva și votul automat este socotit nul. Deci este nevalabil, devine nevalabil. Acum, despre cine, pe cine să votați sau pe cine să nu votați. Eu o să vă spun la început pe cine să nu votați. Mulți vorbesc că trebuie de votat răul cel mai mic. Dar eu o să vă dau un exemplu elocvent despre răul mai mic și răul mai mare. Deci două exemple să vă dau. 1. Hai să admitem. Beria și Stalin vor să câștige alegerile de șef a statului. Da? O ipoteză. Stalin a omorât 10 milioane de oameni, Beria 5 milioane de oameni. Și trebuie să votați pe unul dintre ei sau pe mai mulți, că sunt în afară de Beria și Stalin, mai sunt diferiți oameni. Și atunci, răul mai mic e Beria, că a omorât doar 5 milioane, răul mai mare e Stalin. Și atunci, voi votați răul cel mai mic, Beria, da? Deci el tot a omorât. Sau alt exemplu, să zicem, da? Cineva, fiind în guvernul Republicii Moldova, a furat 1 miliard de dolari. Altul, numai 500 de milioane. Și atunci, e rău, da? Și 500 de milioane e rău, și 1 miliard, numai cu 1 miliard e mai mare, 500 de milioane e mai mic. Deci votăm pe cel mai mic, rău cel mai mic, da? După voi. Chiar dacă mai sunt și alții care nu au furat miliarde. Fie au avut alte opțiuni sau au făcut altceva. Atunci tot rău. Deci prin gloata aceasta, prin numărul acesta de oameni, noi putem să votăm oameni care nu au nimic cu răutatea, oameni care sunt alții. Acum, dacă luăm pe Stalin și pe Beria, oare nu tot ei au ucis, nu tot rău au făcut, cel care a furat milioane, nu tot rău au făcut, deci mai mic sau mai mare e rău, nu? Nu există mai puțin rău sau mai mare rău, există rău. Și acum, dragi cetățeni, să vă spun pe cine să nu votați. Deci, în primul rând, nu votați pe cel care s-a vândut. Cei care s-au vândut, s-au vândut votul, dar și nu vă vindeți votul, oameni buni. Nicicum, nu trebuie să vă vindeți votul, nu vă vindeți demnitatea de om. Chiar dacă aveți nevoie de bani. Eu înțeleg că lumea are nevoie de bani, lumea are nevoie, nu știu de ce. În a doilea, în a treilea rând, nu votați narcomani, bețivi, alcoolici, bolnavi, incompetenți, hoți, furători, bandiți, răul mai mic sau răul mai mare, nu trebuie de votat. Nu votați pe cei care simțiți că vor sugruma libertatea religioasă, libertatea expresiei, pacea și libertatea cuvântului. Nu votați pe ei ăștia ea. Ei acum sunt lingușitori, dar pe urmă o să vă arăt ce pot. Totodată nu votați. Și apropo, cine a trăit pe timpul sovietic, ține minte ce înseamnă libertatea de expresie și, ține minte ce pățe dacă merge contra. Acum, mai departe, nu votați pe cei care o subjugat sau subjughează, captivează, capturează justiția, nici pe cei care vă vor face săraci sau v-au făcut mai săraci. Eu nu o să fac referință concretă. Nu votați pe cei care nu pot implementa valori care vor, și voi știți că avem riscul ca să fie implementate unele valori imorale totale. Deci nu-i votați pe ăștia. Nu-i votați pe cei care vor să implementeze valorile care nu sunt prielnici societății noastre, cum sunt LGBT, căsătoriile între bărbați și de același gen, homosexualismul, educație sexuală în grădiniță, deschiderea caselor de toleranță sau cum să nu mai numesc, a bordelurilor de noapte, a să ajungem și la asta să țineți minte, dacă nu veți vota corect. Nu votați pe cei care au distrus și distrug educația și învățământul. Cei care au închis școli, universități, nu știu ce, ocrotirea sănătății distrug, au distrus, protecția socială, grija de cetățeni. Nu votați pe cei care v-au făcut sau vor face ca cetățenii Republicii Moldova să continue, să plece sclavi, în robie, peste hotare. Eu nu am nimic cu țările Uniunii Europene, eu vreau să trăim ca în țările Uniunii Europene, eu vreau să avem un nivel de viață și de trai ca Uniunea Europeană. Dar trebuie cu cap, trebuie de organizat corect, de administrat corect. Nu votați oamenii care știți că v-au promis și nu au făcut. Nu votați cu aceea. Nu votați pentru cei care nivelul de viață vă l-au făcut mai redus. Acum, pentru cine să votați? Dragi cetățeni, votați pe cei care nu sunt incluși în lista asta care v-am spus-o eu. E mult mai mare, dar eu o să o scriu și o să o public, care am dat-o mai sus. Deci, votați cu capul, nu cu mâna, cu discernământul, nu cu mita. Și încă o chestiune tare importantă, eu vreau ca pensionarii care vor primi mita socială sau, spunem, ajutorul acela unic la pensie, mita socială electorală, care guvernul v-a promis-o, în măsură de 2300 de lei, votați, luați aceasta, dar votați cum știți voi, în funcție de ceea ce v-am spus eu. Și încă ceva, dacă voi veți vota, fie și pe cel care socotiți că e rău mai mic, tot una, voi veți vota răul. Voi vă veți face complici la rău. Deci, mai mare sau mai mic, e rău. Tot una e rău. Țineți minte lucrul ăsta. Deci, dragi cetățeni, fiți atenți. Deci, asta este cel mai relevant și de folos care eu vă spun acum și nimeni nu o să vă spune mai sincer și mai corect. Domnul să binecuvinteze această societate, Domnul să vedea la toți discernământ ca în funcție de adevărurile, de adevăr să aveți parte ca să votați corect și să ne rugăm ca Domnul să ne dea o conducere a țării demnă, o conducere integră și la cap, și financiar, și o conducere care are teamă de Dumnezeu. Doamne ajută în toate!